Aproximativ 50 de copii și tineri cu dizabilități au avut parte de o zi deosebită la tabăra Stejaru de la Pădurea Bălănoaia. A fost vorba despre o acțiune inițiată de președintele PPDD Răzvan Cuc, care în acest fel a continuat seria de activități pe care deputatul Liliana Ciobanu a demarat-o în urmă cu o lună. Organizatorii le-au oferit copiilor și tinerilor cu nevoi speciale posibilitatea de a mai uita, măcar pentru scurt timp, de problemele de sănătate cu care se confruntă, având astfel ocazia să socializeze cu tineri asemenea lor. Iată-ne la cea de-a doua acțiune de acest tip organizată în același trio, cum a fost și prima acțiune organizată împreună cu doamna deputat Liliana și cu domnul viceprimar Alexandru Vladu. Am decis atunci și am promis, de fapt, și ne-am ținut promisiune că vom aduce copiii de la Asociația Persoanelor cu Handicap Fizic la Bălănoaia. Au venit în jur de 50 de copii care s-au bucurat enorm alături de părinții lor pentru această ieșire, întrucât, după cum ne-au relatat și părinții, mulți dintre ei au situații materiale destul de precare și nu își permit tot timpul să le ofere copiilor o gură de oxigen, o ieșire în aer liber, cum am organizat-o noi astăzi. Reprezentanții asociației spun că acest tip de activități sunt mai mult decât binevenite pentru copiii și tinerii cu dizabilități, care astfel nu se mai simt marginalizați și înțeleg că există și oameni cărora chiar le pasă de ei. Este un lucru minunat că ei beneficiază de lucrul ăsta. Majoritatea sunt în fotolii rulante și majoritatea timpului și-o petrec în casă, așa că orice lucru deosebit le face plăcere. Cei care au avut această inițiativă au anunțat că astfel de evenimente nu se vor termina aici și împreună cu autoritățile locale vor face tot ce se poate pentru ca acești tineri să nu se mai simtă singuri și inutili.